Principala preocupare a membrilor UNPR Dâmbovița este reprezentată de strângerea de semnături pentru a-l susține pe premierul Victor Ponta la alegerile prezidențiale. Acest lucru se datorează alianței cu PSD. Obiectivul propus este strângerea a 10.000 de semnături doar în această lună. Deci la nivel de Târgoviște luni erau în jur de 4.800 de semnături. În proces de a strânge semnăturile intrăm și în dialog cu cetățenii. Lucru care este foarte important. Poate că, exact cum a spus dumneavoastră, această semnătură nu are o valoare foarte mare. Dar discuția cu omul, aflând problemele lui, având o... intrând într-o discuție pe care greu o faci, fără, cum să vă spun, mai ales în perioada asta între campanii electorale, e benefică. În primul rând pentru campania din toamnă, că știm unde ne situăm, știm ce avem de făcut, ce putem corecta. Sunt probleme pe care le-am preluat, le-am trimis și noi la București. Dacă ar fi un dialog pe plan local sau pe plan județean, să zic, mai bun cu partenerii noștri din alianță, poate le-am discutat împreună aceste probleme. UNPR-iștii dâmbovițeni intenționează ca până în septembrie să strângă 35.000 de semnături. Pe lângă această activitate, la sediul formațiunii politice, cetățenii pot fi ajutați în diferite probleme, întrucât de la 1 iunie a fost deschis biroul de consultanță juridică. Este doar dorința noastră de a ajuta și de a veni în întâmpinarea cetățeanului, de a-i simplifica un pic viața. Pentru că, după cum vedeți, tot în jurul nostru se rezumă la administrație sau la probleme juridice, de la taxe și impozite, o cerere, un dosar pentru șomaj, pentru pensie. Și sunt tot felul de acte care noi încercăm să-i ajutăm pe oameni să scurteze drumul, să nu meargă în 4-5 locuri pentru a rezolva o singură hârtie. În plus, la nivel județean, familia UNPR se extinde prin atragerea unor membri noi. La nivel județean, vă pot spune că am mai înființat săptămâna ce a trecut încă o organizație, vorba de organizația de la Buciumeni, în persoana domnului Râpea Constantin, un om tânăr de afaceri, o societate prosperă, care nu a mai făcut parte din niciun partid sau din nicio formațiune politică. Este de prima oară când l-am convins ca să vină alături de noi și am îmbrățișat principiile noastre.